Sfântul Nicolae pentru noi a fost tot timpul, în satul nostru nu s-a schimbat hramul, a fost de când ne știm ca copii, ca familie, tot timpul am așteptat oaspeți, suntem ospitalieri, așteptăm, am avut 4 fiini, am cununat împreună, trăim de 42 de ani, am avut rânduri și rânduri de oaspeți în această zi. Când mai am mai îmbătrânit, fiecare și-o dat cu trecerea peste hotare să duc tineri, să duc copii. Când ai o sărbătoare în suflet și în sat, nu poți să o sărbiezi cu copiii alături, că e unul în Rusia, unul în Germania, unul în Chișinău. Avem 3 copii. Da. Hramul din copilărie vineau oaspeți mulți și la părinți, dar acum s-au mai schimbat vremurile, dar oricum păstrăm tradiția, sărbătoarea. Tot timpul nu ne încăpie, n-avem loc. Era, parcă ne părea că e și puțin, nu încap toți, am mai făcut o cameră în partea ceilalaltă, acolo fetele ieșea noi, am usul lărgit. Tot așa ieși în căpierii, tot așa ieși moșnești și îți așteaptă. Tot așa ce a rămas să prășim, muncim, așteptăm ploaie. De obicei, de Sfântul Nicolae, lege era. Ploua, știe, mama mi spune, dacă plouă de Sfântul Nicolae, să fie păpșoi și dacă la Duminica Mare păpșoiul e cât coada lingurii, o să avem roadă. Dar acum nu mai poți afla când și cum. A fost directorul de sofos, Sergii Dumnezeu să vierte la noi. Ajungem în ziua de azi, apel spune băieți, azi ați ploaie. Chiar ploua, amuie s-a schimbat vremurile și climatul și tot cele, nu-i. Întâi se începe dat cu var, spălatul perderilor dat cu var, și apoi se începe oalele cu găluși dat în cuptor. Așa am și ținut și noi încoace de mă, nu chiar de la bătrâni, dar undeva 10 ani în urmă de mă, cuptorul dispărut, microondă și cuptor electric și atât. Și mergem cu și pregătire. Și... Spate de trăit, am bine trăit. Da. Vineau înainte, cramat, de pe la Trișoane, ești dintr-un sat alimentare mult și vine cu bicicletă. Vineau și noapte, e că ne culcam, de mi eram, parcă am strâns tot, ne-am culcat și vineau, bac cu căruță, bac cu motocicletă, trăge la poartă și nu. Era interesant, era joc. Era cineva din băieți pe vreme și Arvoneu și aduce muzică de la Suvirva, de la Dugna. De la Pantelimon, la Gura Căinarul, costumul. Se cânta cu trubi, cu acordeon, cu doabă, cu... era frumos. Da. Era un moș Paul Cazacu, Dumnezeu să-l ierte, avea o brigadă cu cel muzicant și atât, era o echipă mare de la Dugna. Când vine la cramă, de aici, cu tramborul, de aici. În răsună. Da, da, și vine o tăs. Vinem, prinem hramaș și apoi ne ducem la joc. În primarie aici a fost tot așa un mare loc acolo, acolo a fost tare mult. Acolo sunt toate jocurile mele înainte. A fost interesant și am un interesant, dar atunci lumea nu știți cum e după bogăție. Peste ani e perete. Atunci, tot altfel. Acolo am un altfel. Vine băietul de acasă și e fată de la părinți, la joc. Dacă mame nu-i convine ori tati, nu-i da voi veți să duc la joc. Dar mă vin fete la joc întâi și apoi, dacă vine câte un băiet de ăsta, mai. Erau 2 abonari, erau 4 odată. Vineau la fiecare casă muzica, vine și loc. Cu muzică la... Și acolo, unde era joc. Era interesant, da, am o berișoară și la bar. Noi nu prea ne-am dus la joc, așa. Eram copii, noi nici uneori erau mai mari și nu ne lăsa pe acolo să noi stăm aici mai mitei, în fugărie sara, nu ne lăsa, dar nici așa ștem pe din păiat și ne uitam și era interesant. Tare rar în ziua de azi, nu, de Sfântul Nicolae ne-am dus la biserică, pentru că noi avem rudii departate. Am avut fiini în raionul Ocnița și ei, la oară când vine trenul, la Florești, dimineața la oară 8 avem primii oaspeți.
și nu mai avem cânt. Avem copii mici, acolo poate noaptea nu dormim și facem, dar dimineața eram gata să întâlnim oaspeți. Așa o fac pentru suflet. Nu știu cine o purtau-o. Așa, asta iarnă n-avem ce face, am să încep și că e așa ca atare, pe eu o săptămână, o săptămână jumătate, dacă mă țin de ele, eu termin, dar acum e început din luna februarie, după sărbători. Doar nu stau numai. Și amuleam de când s-a desprimavarat, chiar n-am cusut, nici nu țin minte de când. N-am cusut, n-am când. Și că acolo finisăți.